Vâlcencele vor juca două meciuri amicale, ambele în compania handbalistelor de la SCM Craiova și speră să obțină maximum din cele 5 meciuri care au mai rămas de disputat din acest sezon. Echipa Craiovei este o echipă foarte bună, cu jucători cu experiență. Normal, sunt binevenite meciurile și sunt sigură că să ne ajute pentru meciurile care urmează. A fost o pauză bine meritată, ne-am încărcat bateriile și acum așteptăm să începem campionatul cu forțe noi. În acest timp, tehnicianul Constantin Ștefan a anunțat că va continua la cârma HCM-ului și după terminarea campionatului. Am discutat cu toată lumea care se ocupă și este interesată pentru buna desfășurare a acestei echipe și pentru performanță. În proporție de 90% lucrurile sunt rezolvate, rămâne să punem pe hârtie ce am discutat. Din această ediție de campionat mai sunt de jucat 5 etape. HCM este pe poziția 9-a clasamentului și are ca obiectiv clasarea în primele 8 poziții.